Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Am alături de mine în această seară pe influencerul Anca Serea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Sunteți câștigătoarea concursului Elite Model Look, finalistă a concursului de frumusețe Miss România și, am putea spune, mamă de carieră. Ați cochetat cu televiziunea, iar în prezent sunteți în topul celor mai urmărite vedete din online, fără ca numele dumneavoastră să fi fost implicat în scandaluri sau în controverse. În plan personal, sunteți căsătorită cu cântărețul Adrian Sână și aveți 6 copii. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să vă cunoaștem pe dumneavoastră, o femeie care se teme de zbor, dar o mamă care dă aripi propriilor copii. Sunteți pregătită? Oarecum, mulțumesc, am foarte mari emoții, mă tem de zbor, dar de cel cu avionul, e important să specificăm. Bine, începem. Doamne ajută! Aveți 6 copii și pare că v-ați antrenat pentru asta toată viața. Încă din copilărie erați bona cartierului, având grijă de micuții de prin vecini și visați să deveniți învățătoare. După terminarea liceului, v-ați înscris însă la Facultatea de Management și Administrație Publică din cadrul AS. Vă citez. Niciodată nu mi-a plăcut matematica, dar am studiat din greu. Eu am fost mai puțin inteligentă, dar foarte muncitoare și ambițioasă. Chiar dacă ulterior ați obținut și un master în economie, nu ați profesat niciodată în domeniu și pare că vă urmărește visul din copilărie pentru că ați mărturisit că vă doriți să deschideți o grădiniță. Până acum v-ați dedicat timpul și atenția copiilor dumneavoastră, iar presa v-a descris de multe ori ca fiind o mamă eroină. În comunism, titlul onorific era acordat celui care avea 10 sau mai mulți copii. Astăzi devine o raritate ca o femeie și cu atât mai puțin o vedetă să nască mai mult de 2 copii. Urmează întrebarea. Sunteți o mamă eroină? Din punctul meu de vedere, nu sunt o mamă eroină. Ba mai mult, cred că toate mamele din lumea asta, indiferent de numărul copiilor, pot fi numite cu ușurință mame eroine. Și în cazul meu, povestea este una reală și vă mulțumesc că v-ați documentat. Chiar mi-ați creat multe amintiri plăcute. Într-adevăr, în copilărie am fost supranumită bona cartierului pentru că îmi plăceau foarte mult copiii. Și da, îmi doresc în continuare să urmez o carieră, poate, să fiu învățătoare sau să-mi deschid o grădiniță. Ce să spun, viața mea migrează în jurul copiilor, ei sunt realitatea mea de zi cu zi, de la ei îmi iau energia și puterea și sincer, viața mea nu mi-o văd fără ei. Practic, cred că Dumnezeu a vrut să mă binecuvânteze cu acest cel mai important rol practic din viața mea, acel de mamă. Mulțumesc. Dar nu mă consider mamă eroină sub nicio formă. Mulțumesc. Și niciun model de urmat. Astăzi multe femei amână momentul maternității în favoarea carierei sau chiar resping categoric ideea de a aduce pe lume un copil. Dumneavoastră ați devenit pentru prima dată mamă la numai 21 de ani și sunteți de părere că a aduce pe lume un copil este o binecuvântare. Vă citez. Eu cred că pruncii se nasc atunci când vor ei, nu când vrem noi. Părerea dumneavoastră este susținută și de anumite teorii din hinduism, conform cărora sufletul copilului își alege părinții înainte de a se naște. Aș vrea să-mi spuneți cât de diferită a fost prima naștere față de celelalte. Urmează întrebarea. Ați fost pregătită pentru primul dumneavoastră copil? O să râdeți, nu, dar nu, mai mult de atât, nu am fost pregătită nici pentru primul, nici pentru al doilea, nici pentru al șaselea. Mă refer la procesul de naștere, de aducere pe lume. Pentru că este un proces de fiecare dată, eu sunt un om extrem, extrem de emotiv și de sensibil, nu știu cât de mult am lăsat să se vadă asta. Și tot timpul, deși am avut o echipă medicală care m-a susținut, am născut atât în sistem privat cât și în sistem de stat, am avut niște nașteri destul de dificile.
Nu știu dacă e cazul să dăm detalii, dar nu am fost pregătită. Deci, sincer, nu am fost niciodată pregătită. Mental, însă, am fost pregătită pentru că mi-am dorit extrem de mult. Ba mai mult, spun în premieră acum că mi-aș mai dori încă un copilaș, poate în viitorul cât mai apropiat. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră care era dacă am fost pregătită pentru copii, după cum spun întotdeauna, cred că rolul de mamă nu te pregătește nimeni, indiferent de numărul cărților pe care le-ai citit. E ca mersul pe bicicletă, înveți. Eu am crescut și m-am maturizat odată cu copiii mei și am un mic regret că poate n-am fost curajoasă și să nu las un timp mai mare între primul și al doilea fetiță, pentru că au trecut 6 ani. Am avut o naștere atât de dificilă cu David, care a fost un copil extrem de mare, de vânjos, a avut 4,550 și 59 de centimetri. Am născut de fiecare dată natural, mai puțin ultima naștere, care a fost o cezariană la urgență și nu m-am recuperat destul de greu. Ce să spun? O poveste frumoasă. Mulțumesc. După nașterea lui David, primul dumneavoastră copil, ați urmat cu sfințenie recomandările specialiștilor. Îl alăptați și îl culcați la ore fixe, cumpărați orice produs pentru bebeluși, chiar dacă nu aveați neapărată nevoie și erați nedezlipită de Biblia părinților, cartea Îngrijirea sugarului, scrisă de renumitul pediatru american Benjamin Spoke. Să faceți totul ca la carte s-a dovedit însă și foarte stresant, prin urmare, la venirea pe lume a celorlalți copii, v-ați relaxat și v-ați bazat mai mult pe intuiție și experiență. Anul acesta, stările repetate de rău ale fiicei dumneavoastră Sara, diagnosticată cu peritonită și supusă unei operații de urgență care a durat mai bine de 3 ore, v-au speriat îngrozitor și v-au determinat să spuneți, vă citez, eu sunt genul de părinte foarte relaxat, din păcate. Vreau să știu dacă acest episod v-a făcut să credeți că v-ați relaxat prea tare. Urmează întrebarea. Ce vă reproșați ca mamă? Complicat. Nu știu dacă am vreun reproș în ceea ce privește legătura pe care o am eu cu ei. Eu sunt... Lucrez foarte mult în a-mi stabili o relație și a păstra o relație echilibrată cu ei. În primul rând pentru mine și în al doilea rând pentru ei. Și cred că întrebarea aceasta ar trebui să le adresăm și copiilor care de fiecare dată mă îmbrățișează și îmi spun că sunt cea mai bună mamă pentru ei. Eu sunt sigură că dumneavoastră aveți o imagine foarte clară și precisă despre dumneavoastră. Și deci vă adresez dumneavoastră această întrebare. Da, nu-mi reproșez nimic în ceea ce privește. Cred că toate eforturile pe care le-am depus în aceștia, nu e simplu să iei decizia de a face un copil, de a naște, de a duce pe lume un copil la o vârstă atât de fragedă. După cum vă spuneam, am crescut odată cu ei și m-am maturizat odată cu ei și tot timpul părinții știu ce povestesc. E un schimb așa practic de informație și de energie și eu de multe ori primesc de la ei niște lecții pe care din altă parte n-aș avea nici măcar de unde să le citesc, dar aminte să le primesc. În ceea ce privește starea de sănătate a lor, pentru că am o poveste în spate, da, recunosc că din păcate este singurul lucru care mă face să fiu neliniștită. Și evit de fiecare dată să nu consult un specialist sau, indiferent de cea mai mică problemă pe care o au de sănătate, consult un specialist pentru că este singurul lucru, deci de fiecare dată când mă gândesc că ar putea să fie bolnavi sau într-o stare, nu știu, gravă de sănătate, atunci nu sunt eu bine cu mine. Bine. Am notat. Continuăm. Deși pentru mulți oameni, ideea că un părinte își tratează diferit copiii este inacceptabilă și chiar condamnabilă, specialiștii în psihologie infantilă susțin că în familiile cu mai mulți copii este normal ca părinții să nu le acorde atenție la fel, ci în funcție de nevoile fiecăruia. Pe scurt, nu egalitate, ci echitate. În plus, psihologii consideră că este normal ca părinții să aibă un preferat, întrucât suntem diferiți și rezonăm mai bine cu anumite tipologii. Aș vrea să știu cum reușiți să vă împărțiți afecțiunea între cei 6 copii. Urmează întrebarea. Vă iubiți copiii la fel?
Eu cred că mi-i iubesc la fel, în egală măsură, și ar fi o nedreptate cruntă să și gândesc, dar aminte să aplic altfel. Vârstele lor sunt diferite, nevoile lor sunt diferite, personalitățile lor sunt diferite. Ce pot să spun că e clar că cu cei mici petrec mai mult timp pentru că au nevoie fizică de mine. Cu cei mari am un alt gen de relație, cu David și cu Sara. Ei sunt mult mai maturi și mai înțelepți și ei sunt confidenții mei în primul rând, prietenii mei și copiii mei. Chiar sunt o mamă norocoasă. Dacă mă întrebați dacă am un preferat, nu știu ce să spun, chiar nu cred că am un preferat. Dacă fac diferență între ei, nu fac diferență între ei. Poate cu fetele sunt un pic mai aspră, pentru că cred că femeile, în general, trebuie să fie mai bine pregătite și antrenante pentru viață. În ce sens? Încerc să le transmit o serie de principii de viață mai solide, peste care să nu treacă niciodată, de la reguli de bun simț, de la igienă și până la principii de viață. Dați un exemplu concret. Păi, spre exemplu, Sara, i-am spus, care este în perioada de adolescență, are 16 ani, i-am spus să nu accepte niciodată o invitație din partea unui băiat de prima dată. Și că, la cât de frumoasă și deșteaptă și specială este ea, ar trebui să muncească să-i facă curte mai mult. Și vă ascultă? Da, așa cred și așa sper, că e fata mea. Așa-mi doresc, nu știu, până la urmă deciziile importante și le ia ea pentru ea. Dacă simte să mă consulte, eu m-aș bucura. Până la urmă, asta este rolul meu de mamă. Dar doar dacă simte ea. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mergem mai departe. V-ați născut pe 2 februarie 1981 într-o familie modestă din Tecuci. În micul orășel de provincie, în care tentațiile lipseau aproape cu desăvârșire, iar viața curgea liniștit și monoton, ați crescut dumneavoastră. Un copil timid, care își vedea de școală. Vă citez. Eram cu minte, foarte studioasă, chiar tocilară, după cum spune fratele meu, și nu făceam năzbâtii. Astăzi copiii dumneavoastră cresc în tumultul unei metropole ca Bucureștiul și urmează cursurile unor instituții de învățământ private. Nu pot să nu remarc cât de mari sunt diferențele între felul în care a decurs copilăria dumneavoastră în ultimul deceniu al regimului comunist și modul în care vă creșteți copiii în România de astăzi. La un moment dat, cuprinsă de nostalgie, ați declarat așa: mi-e dor de lumea care era înainte, de valorile vechi pe care le respectam și cu care am fost crescută. Urmează întrebarea: ce ați fi vrut, dar nu le puteți oferi copiilor dumneavoastră? În completarea dumneavoastră aș veni cu faptul că mi-e dor de lucrurile simple și normale. Mi-e dor de o normalitate, până la urmă. Spre exemplu, nu pot să le ofer o viață pe care am avut-o eu petrecută la țară, cu bunicii mei. Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. În primii ani de viață am petrecut cu bunicii mei, care nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească. Bunica mea, bunica Paraschiva, mama, de fapt, a fost mama mea până în momentul în care am mers la școală. Și am avut o copilărie pe care aș minți să spun că nu mi-o doresc pentru copiii mei. O copilărie foarte, foarte simplă. Mă jucam pe uliță, pe fundătură, așa se spunea la noi în Tecuci, de dimineața până seara. Mama se chinuia să mă strige la masă sau la bunica și noi nu vroiam să intrăm în casă. Lucrurile acestea simple care cred că m-au ajutat să devin omul modest de astăzi și care să apreciez absolut fiecare zi așa cum vine ea. Fie că e cu lipsuri, fie că e cu mari bucurii, cu probleme. Cred că este important să ne păstrăm echilibru și măsura în viață și astea sunt reperele pe care vreau să le transmit și eu copiilor mei. Și da, este adevărat, copiii noștri merg la o instituție privată doar pentru că ne-am permis și facem niște eforturi foarte mari. Dar Sara, spre exemplu, este singurul copil care a mers de prin clasa a patra la stat, pentru că a fost opțiunea ei și noi am respectat-o și am ascultat-o. Bine, mulțumesc. Continuăm.
Aveți un frate mai mare cu 6 ani, Răzvan. Cum se întâmpla de obicei între frați, Răzvan avea grijă de dumneavoastră, vă proteja, dar vă și necăjea, vă citez, când era prima zăpadă, se făcea primul botez. Fratele meu mă lua din pat și, cum eram eu în pijamale, mă arunca direct în zăpadă. Îmi spunea broasca și mă altoia tot timpul. Tot fratele se face vinovat de al doilea prenume al dumneavoastră, vă citesc din nou. Pe mine mă cheamă și Luisa, numele ales de fratele meu, Răzvan. Îi plăcea mult personajul Lizuca din Dumbrava Minunată, dar mama a zis, ei, cum s-o cheme așa? Hai să-i punem Luisa. În cele din urmă, în acte ați ajuns, Ancuța Luis. Vreau să știu ce probleme v-a creat prenumele masculin. Urmează întrebarea? De ce aveți nume de băiat în buletin? Da, este adevărat. Nu foarte multă lume știe. A fost o greșeală, pentru că acum 42 de ani mama cu fratele au luat această decizie de a mă îmboteza și Luisa. A fost o greșeală la starea civilă, din ce mi-a povestit mama. Ba mai mult de atât, în clasa 11-a, când eu am împlinit vârsta majoratului, am fost chemată la recrutare, că pe vremea aia se făcea armată. Așa că domnișorul sau domnișoara Luis a primit prin poștă o hârtie prin care mă chemau să merg să fiu recrutată în serviciul militar. Bineînțeles că m-am prezentat cu mama, le-am dovedit că sunt fată, femeie și nu băiat. Este o întâmplare amuzantă pe care am păstrat-o în sânul familiei noastre. Alături de broască mă mai strigau și Luis. Așa că am rămas Ancuța. Bine. Continuăm. Erați adolescentă când mama a plecat să muncească în Italia. Avea pe atunci 49 de ani și nu cunoștea limba italiană, dar a învățat-o atât de bine încât în doar 3 ani a absolvit cu nota 10 o școală de asistență socială, specializarea psihiatrie. Ați rămas acasă cu fratele dumneavoastră, pe care îl citez acum. Cele mai frumoase amintiri sunt legate de adolescența noastră, când eram doar noi doi și găteam tot felul de mâncăruri și mâncam din aceeași farfurie, după care povesteam ce am făcut peste zi. În acea perioadă, fratele dumneavoastră a fost cel care v-a convins să vă înscrieți la concursul Elite Model Look și v-a deschis astfel drumul în modeling. Tot el v-a susținut după moartea partenerului dumneavoastră de viață, când ați rămas singură cu 2 copii. O fire discretă, Răzvan evită să apară în presă sau să se afișeze pe rețele de socializare, preferând să rămână în spatele dumneavoastră, în umbră. Urmează întrebarea. Este fratele îngerul dumneavoastră păzitor? Da, într-o oarecare măsură, da, el este îngerul nostru păzitor. L-ați descris foarte bine. De altfel, Răzvan, între mine și Răzvan, este o diferență de aproape 6 ani, 5 ani și jumătate mai precis. Și el a fost genul acela de copil care niciodată nu și-a dorit mai mult decât i s-a putut oferi. De altfel, v-am spus că mama ne-a crescut pe noi într-o modestie și într-o liniște a vremurilor trecute. Răzvan a fost și cel care a insistat foarte mult ca eu să merg la concursul Elite Model Look, pe care de altfel l-am și câștigat. Și tot datorită lui, mă rog, întâmplarea este foarte amuzantă, pentru că mi-a spus, auzi, broască, dacă nu te duci la preselecție, nu o să mai primești niciun ban de buzunar și o să mor de foame. Și eu am zis, asta este, nu o să mă duc, că nu o să câștig. Și până la urmă a apăsat el niște butoane și am ajuns să particip la această preselecție. Ce butoane a apăsat? Păi, în primul rând, cele financiare. Și apoi cele... A lucrat foarte mult, a încercat să-mi redea încrederea în mine, pentru că eu eram un copil destul de... o tânără, o adolescentă destul de complexată. Aveam o siluetă destul de silfidă. Eram foarte slăbuțe, de altfel apelam la un soi de truc, încercam să mă ascund. O să vorbim. Așa. Și da, datorită lui... Da, pot să spun că este îngerul nostru păzitor. Și nu îi place să apare foarte des în public. I-ați mulțumit vreodată? O să profit de această ocazie și o să-i mulțumesc. Și chiar m-ați emoționat, nu știu ce să spun mai mult de atât. Dar este un om special în viața mea și chiar un model de urmat în tot ceea ce face. Mulțumesc. Continuăm.
Din cauza situației financiare modeste a familiei dumneavoastră, v-ați permis primul produs de machiaj abia în clasa a 10-a. Vă citez. Din prima alocație care mi-a intrat pe mână, mi-am cumpărat perluțe de make-up. Le-am folosit timp de 3 ani cu mare chipzuință și atenție. Atentă erați și la înfățișarea dumneavoastră și pentru că vă nemulțumea faptul că erați înaltă și aveați picioarele foarte subțiri, le ascundeați sub mai multe perechi de pantaloni. Acesta era trucul de care ați încercat să-mi vorbiți. Mai mult, ați povestit că prima dumneavoastră fustă scurtă a fost făcută de o croitoreasă dintr-o draperie veche pentru a putea participa la concursul de frumusețe pe care l-ați și câștigat. Cu toate acestea, vă citez, mie mama nu mi-a zis niciodată că sunt un copil frumos, nici măcar când am câștigat Elite Model Look. Nu mă ridica în slăb și îmi spunea că suntem toți oameni obișnuiți și că noi am avut noroc. Vreau să știu cum a reușit o adolescentă atât de complexată și de timidă să convingă juriul unuia dintre cele mai importante concursuri de modeling la vremea aceea. Urmează întrebarea. Când ați devenit mândră de picioarele dumneavoastră? Am devenit conștientă, în primul rând, de faptul că sunt o fată drăguță sau cu un aspect plăcut, în momentul în care m-am întors de la București, unde a fost preselecția finală. Și nu o să uit niciodată ziua aceea. Era pentru prima dată când văzusem capitala. Am venit cu trenul și purtam tricoul pe care scria Winner of Elite Model Look. Eram atât de fericită încât nu am cuvinte să vă descriu. A fost, cred că, una dintre cele mai fericite zile din viața mea. M-am îmbrățișat fratele meu, mama nu era în țară, și a doua zi am mers la liceu purtând același tricou. Și cumva am observat că atitudinea colegilor mei și a profesorilor s-a schimbat. De unde eram un copil care nu am reușit să ies cu nimic în evidență, eram un copil absolut normal, cu note bune, medii. Lumea mea s-a schimbat. Deci am accesat, să zicem așa, o altă cale pe care foarte multă lume din jurul meu și-o dorea, asta de a fi, de a face modeling, de a fi model, dar pe care eu nu mi-am dorit-o niciodată. Așa că uneori se întâmplă lucrurile și împotriva voinței noastre. Dar apropo de complexele acestea pe care dumneavoastră le-ați enumerat, da, au existat. Nu exista, cred că de pe la 15 ani până pe la 18 ani, nu exista seară în care să nu mă rog la Dumnezeu să arăt și eu ca și colegele mele din aceeași generație, adică cu forme. Atât de tare am suferit în perioada respectivă. Am notat. Mulțumesc. Câștigarea concursului de modeling v-a adus mai multe contracte de imagine și apariția pe coperta primului număr din România al unei celebre reviste americane pentru femei. Vă citez. Am fost imaginea mai multor branduri, de la cafea până la bănci. Am apărut într-o mulțime de reclame. Primii bani pe care i-am câștigat au fost $3,000. Nu o să uit niciodată cum am plecat cu trenul la Tecut și țineam ghiozdănelul strâns la piept de teamă să nu se întâmple ceva cu banii ăia. Ajuns acasă, ați procedat ca majoritatea românilor și ați ascuns banii sub saltea. Urmează întrebarea. Câți bani ați pus la saltea din modeling? Dacă vă referiți de-a lungul carierei, n-am stat niciodată să calculez și să cuantific, dar pot să vă răspund că pe vremea aceea se câștiga mult mai mult decât se câștigă acum, iar contractele mele au fost foarte diferite. A fost o perioadă foarte frumoasă în viața mea, pentru că, după cum v-am povestit, eu nu reușisem să văd un alt oraș, cu excepția Chișinăului, atunci când am trecut împreună cu mama mea peste podul de flori. Iar acest val de lucruri minunate a venit peste mine ca un tăvălug, efectiv. Mi se părea că este ireal de frumos să poți la 18 ani să vizitezi locuri și să cunoști culturi și tradiții pe care nu ți-ai fi imaginat niciodată. Iar din punct de vedere financiar, da, a fost o salvare pentru mine, chiar pot să spun că a fost o salvare pentru mine, pentru că mi-am permis anumite lucruri pe care nu mi le permiteam, dar pe care nici măcar nu știam cum e să le ai, pentru că nu mi le doream. Da, putem să vorbim despre o sumă considerabilă, mai ales în zilele de astăzi. Ce înseamnă considerabilă?
De ordinul zecilor de mii de euro. Dar cum nu este atât de elegant să vorbim despre subiectul banilor, aș putea să le dau un sfat generațiilor sau domnișoarelor care își doresc să facă asta. Cu cât ești mai serios în orice îți ales să faci, cu atât succesul este mai mare. Și să fie concentrate, să fie corecte în alegerile pe care le fac. Și da, modelingul în pofida tot ceea ce se speculează, că ar fi o meserie, să zicem, neserioasă, poate fi făcută cu simțul răspunderii. Dacă îți dorești să faci asta. Mulțumesc. Continuăm. Viața de model nu v-a adus doar satisfacții financiare. Vă citez. Am devenit mai disciplinată și mai sigură pe mine. Datorită modelingului, ați ajuns la 18 ani pentru prima dată la București și ulterior, chiar și dincolo de granițele țării, în Franța, Italia, Grecia sau Turcia, unde ați participat la castinguri și prezentări de modă. Ați spus așa, Parisul a fost prima mea destinație în afara țării. Nu mai văzusem decât Chișinăul. Urmează întrebarea. Ce și-a zis fata din Tecuci când a ajuns la Paris? Îmi cer scuze că o să fac o mică corecție. Primul oraș pe care l-am văzut după București a fost Viena, pentru că acolo am mers datorită agenției Elite Model, care mai există și astăzi, era cea mai cunoscută agenție din întreaga lume. Viena, de altfel, este și orașul meu preferat. A rămas în continuare orașul meu preferat și am rămas surprinsă de eleganța și de simplitatea oamenilor. Ce este foarte amuzant a fost faptul că noi primeam, ca orice model normal, primeam niște bani de buzunar, așa se numeau pocket money. Nu vă imaginați că din banii aia nu prea aveam ce să mâncăm, așa că cred că am stat vreo lună jumătate mâncând niște batoane de, nu putem să le dăm numele, cunoscute și bând lapte rece de la frigider, cam cu asta m-am hrănit timp de 2 luni, dar în continuare mă bucuram de frumusețea acelui oraș. La Viena am învățat să citesc pentru prima dată o hartă, să folosesc metroul, care mi s-a părut ceva SF, niște amintiri foarte, foarte frumoase, să merg la un casting care se desfășura cu sute și sute de alte fete frumoase, pe toate le vedeam perfecte, înalte, foarte frumoase. Practic nu-mi dădeam nicio șansă de reușită. Dar am apreciat foarte mult acele momente și cred că m-au ajutat să devin omul care este astăzi, cu siguranță, un om simplu și care se bucură de orice experiență. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Frumusețea noastră serafică a fost remarcată și de specialiștii din televiziune. La 20 de ani ați devenit îngerul surprizelor și în cadrul celebrei emisiuni prezentate de Andreea Marin mergeați prin țară și le aduceați puțină bucurie oamenilor nevoiași. Au trecut atunci 20 de ani. Lumea s-a schimbat, dumneavoastră ați rămas aceeași femeie frumoasă. Dacă în copilărie vă ascundeați trupul sub mai multe rânduri de haine, în 2021 ați marcat împlinirea celor 40 de ani, postând pe rețele socializare o fotografie în care apăreți doar în sutien și dres. La 42 de ani v-ați lăsat fotografiată goală în spatele geamului aburit al cabinei de duș. Cei mai mulți prieteni virtuali v-au apreciat curajul, însă ați primit și comentarii critice. Aș vrea să spuneți dacă regretați acele ședințe foto și dacă dumneavoastră credeți că societatea noastră este pregătită să accepte că o femeie poate fi atrăgătoare chiar dacă a devenit mămică. Urmează întrebarea. A căzut îngerul în ispită? Nu știu ce să spun. Cred că a fost o alegere, vă spun sincer, a fost o alegere de moment. Mai ales poza de după sticla dușului, care nu era atât de explicită și nici măcar atât de evidentă, adică nu se vedea niciun detaliu intim. Dar da, recunosc poza pe care am, ședința foto pe care am stabilit-o să o fac la împlinirea celor 40 de ani, a fost mai degrabă un cadou pentru mine, pentru a mă aminti eu, la o vârstă înaintată, la 60, 65, 70, că am fost o femeie frumoasă și să-mi apreciez, de ce nu, frumusețea dată de la bunul Dumnezeu, pentru care muncesc, practic, în fiecare zi și de care am grijă.
și nu a fost o decizie pe care să o regret sub nicio formă. Am citit anumite mesaje, să zic, mai puțin neplăcute, dar nu sunt omul care să mă intereseze atât de mult sau să mă deranjeze. Le respect în general părerile celorlalți și pot să le înțeleg punctul de vedere, mai ales a doamnelor care sunt educate într-un mod foarte tradiționalist, ca să mă exprim elegant. Și desigur, atunci când ești persoană publică, cred că e firesc să fie și păreri și pro și contra, dar m-am gândit bine dacă să public acele poze, dar am fost încurajată și de Adrian și de copii, deci a fost o decizie luată la nivel de familie. O să extrapolez, a scăzut vreodată în ispită? Dacă ne gândim la cea fizică, nu. Nu. Mulțumesc. Cu drag. Continuăm cu o întrebare roșie. Pentru a ajuta tinerele mămici cu sfaturi din experiența dumneavoastră, în urmă cu 10 ani ați început să scrieți pe blog și v-ați creat propriul canal pe YouTube. În prezent sunteți unul dintre influencerii de succes cu peste 466.000 de urmăritori pe Instagram, 234.000 de urmăritori pe Facebook și 17.000 pe TikTok. V-ați arătat recunoscătoare celor care vă propun colaborări pentru diferite proiecte și întrebată câți bani vă aduce activitatea din online, ați răspuns așa: un pic mai mult de 100.000 de euro pe an, suficient de bine și de mult încât să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Dacă ținem cont că atunci când prezentați știrile sportive la TV, presa nota că aveați un salariu de 1.000 de euro pe lună, este evident că online-ul este de departe mult mai profitabil pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Sunteți dependentă de veniturile din online? Da, cu siguranță da. Cu siguranță da. De altfel mă consider extrem de norocoasă că pot să fac această meserie, dacă putem numi meserie, de influencer. Și da, cred că cu toții care facem, care am ales să facem, să luăm drumul acesta, suntem norocoși pentru că este o muncă colosală. Lumea poate nu o privește ca fiind așa, dar de bine că vrei, că nu vrei, tu trebuie să fii pregătit, să ai un aspect plăcut, trebuie să-ți faci un scenariu, trebuie să ai grijă de niște contracte și, ba mai mult de atât, trebuie să-ți păstrezi o atitudine plăcută și respectuoasă față de toate deciziile pe care le iei și care ar putea să fie taxate la un moment dat. Da, sunt dependentă de veniturile din online. Îmi place că sunt o femeie independentă, îmi place să nu depind de soțul meu sau de oricine altcineva. Și când am luat decizia să părăsesc lumea televiziunii, nu am luat-o neapărat pentru că era un salariu care nu mă satisfăcea. Era un salariu mai mult decât, puțin mai mare decât cel menționat de dumneavoastră. Dar timpul era problema mea, pentru că practic eu mergeam la televiziune, la pupitrul știrilor, de joi până, de vineri până duminică, și nu mai aveam timp să-mi petrec weekendurile cu copiii și cu familia. În presă au apărut recent informații despre nașterea la domiciliu, o practică obișnuită și chiar încurajată în țări ca Belgia și Olanda și care ia amploare și în România. Există însă unele diferențe majore. Dacă în statele din vest femeile sunt asistate de moașe autorizate, iar serviciile medicale pot interveni în orice moment, în țara noastră este ilegal ca personalul medical să asiste la nașterile programate la domiciliu. Prin urmare, în lipsa unor informații din partea autorităților și medicilor români, de femeile care vor să nască acasă, se ocupă mediul online, unde influencer cu zeci de mii de urmăritori educă și pregătesc tinerii părinți, oferindu-le sfaturi și cursuri înregistrate, al căror preț ajunge și la 3.000 de lei. Amintesc telespectatorilor că anul acesta, în luna mai, o femeie de 42 de ani din județul Neamț și-a pierdut viața după ce a ales să nască acasă, asistată de o așa zisă moașă găsită pe internet. Urmează întrebarea: cât de periculoși pot fi influencerii? În ceea ce ați povestit dumneavoastră, da, eu întotdeauna, de altfel, sunt și o mare susținătoare a nașterilor naturale. Am făcut parte dintr-un proiect care se numea Școala Părinților Responsabili și am ales să fac acest lucru pro bono, împreună cu o echipă de medici specialiști, neonatologi și așa mai departe. Am mers în mai multe orașe importante din România pentru a le explica
femeilor, tinerelor mame, viitoarelor mame, cât de important este să alegem un mediu sigur, indiferent de modalitatea prin care alegem să naștem. Ceea ce ați povestit dumneavoastră este strigător la cer. Nu sunt susținătoarea unor astfel de practici, ba mai mult le consider extrem, extrem de periculoase și dăunătoare. Și cred că atunci când luăm decizia de a promova, de exemplu, un vaccin, un medicament, o anumită practică, o anumită clinică, cred că este o responsabilitate colosală și, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să o facem, pentru că nu avem studii în acest sens. Deci nu influencerilor care fac așa ceva. Continuăm. Sunteți ambasador UNICEF și v-ați implicat în campaniile mai multor organizații non-guvernamentale. Printre acestea se numără și un proiect care promovează nașterea naturală, modalitatea prin care v-ați adus pe lume primii 5 copii. Doar în cazul celui de-al șaselea, ați apelat la operația de cezariană din motive medicale. După intervenție, odată ajuns acasă, ați postat pe o rețea de socializare un mesaj pentru viitoarele mămici care iau în calcul varianta nașterii prin cezariană. Vă citez. Vă implor să considerați și să mă credeți că nu este cea mai bună alegere. Vă spun o femeie care a născut natural de 5 ori copii cu o greutate mare. Aș vrea să-mi spuneți cât de ușoară și cât de rapidă a fost recuperarea după nașterea naturală comparativ cu cea după nașterea prin cezariană. Urmează întrebarea. De ce nu ar trebui să se sperie femeile de nașterea naturală? În primul rând, după cum îi spune și numele, este un proces natural, normal. Aș începe răspunsul la această întrebare cu o poveste legată de nașterea primului copil. Când eu, având abia 21 de ani, m-am dus cu această idee, recunosc greșită, la medicul care îmi supraveghea nașterea, un renumit doctor din București, care este profesează în continuare la Spitalul Universitar, și am spus: domnul doctor, eu m-am hotărât, eu nu o să fiu în stare să nasc normal, o să optez pentru cezariană. Și atunci domnul doctor mi-a spus, nu o să uit niciodată cuvintele, mi-a spus: doamna Serea, înainte femeile nășteau sub căruță, acum nu este cazul și totuși aduceau copii sănătoși pe lume. Dumneavoastră aveți toate condițiile din lume, vă aflați pe cele mai sigure mâini, dacă vreți să optați pentru cezariană, eu nu o să vă fiu alături. Cumva a contat în cazul meu și decizia lui, că dânsul a fost un om pe poziții. Ce să spun? Noi femeile suntem pregătite cu siguranță pentru acest moment. Nu realizăm, pentru că teama este foarte mare, este o teamă firească și eu am avut-o și de fiecare dată, cu mult, mult timp înainte să nasc, aveam niște coșmaruri îngrozitoare. Îmi imaginam cele mai negre scenarii, pentru că este firesc, suntem oameni. Cu toții avem niște puncte sensibile, cu toții avem temeri, frici, anxietăți. Ce pot să le spun celor care ne privesc acum? Aducerea pe lume a unui copil natural este ceva de nedescris. Este, practic, sunt cele mai frumoase momente pe care poate să le aibă o femeie în viața asta. Și cred că mămicile sunt de acord cu mine. În momentul în care scap de toate chinurile acelea și de toată durerea și îți ții pe piept făptura, practic nu poți să fii mai aproape de Dumnezeu. Nu există moment în care să nu fii mai aproape de Dumnezeu. Acela este momentul în care ești cel mai aproape de Dumnezeu. Mulțumesc! Mergem cu o întrebare roșie. În 2010, la 29 de ani, a trăit una dintre cele mai mari tragedii, o boală nemiloasă. L-a luat de lângă dumneavoastră pe Philip Poplinger, omul pe care îl iubeați și cu care aveați doi copii. Deși a trecut mai bine de un deceniu de atunci, ați mărturisit că pentru dumneavoastră a rămas omul cel mai spectaculos pe care l-ați întâlnit vreodată. Vă citez. A fost o poveste unică, nu aveai cum să nu iubești un om ca Philip, foarte muncitor și înzestrat cu o inteligență deosebită. După ce l-am pierdut, am avut o perioadă în care m-am certat cu Dumnezeu. Am refuzat să mai merg la biserică o vreme. Urmează întrebarea roșie. Când l-ați iertat pe Dumnezeu? Puh,
Complicat. Au fost niște momente foarte grele în viața mea, pentru care nu te simți pregătit niciodată. Și într-adevăr, deși când suntem liniștiți, ne înșelăm cu gândul că apelând la Dumnezeu, durerea o să treacă. În momentul respectiv nu este așa, din păcate, iar disperarea și durerea este atât de mare, încât în cazul meu eu nu mai vedeam niciun fel de lumină, nu mai vedeam niciun fel de rezolvare. Am crezut că viața mea se va duce odată cu viața lui. Practic am și refuzat să lupt timp de vreo, nici nu știu cât, aproape 2 luni. Stăteam mai mult închisă într-un dressing, pentru că nu voiam să mă vadă copiii în starea aceea. Alături de mine a fost mama mea și da, am trecut prin foarte multe etape și stări. Dacă m-ați întrebat cum am reușit, nu știu. Cumva un mare, mare, mare merit l-au avut și copiii, dar un mare merit l-a avut și Filip. Pentru că înainte să plece, el m-a rugat să fiu puternică și să-mi găsesc pe cineva care să mă aprecieze și să mă iubească la fel de mult cum a făcut-o el. Și da, pe Dumnezeu l-am regăsit cam după jumătate de an, când am început să merg la biserică. Și l-am găsit pentru că nu aveam o altă scăpare. Vădeau timp. Pur și simplu, eram eu și eram eu și opțiunea dacă îmi doresc să merg sau nu mai departe. Și doar prin rugăciune și doar prin conversații cu el am reușit să-mi găsesc putere și resurse să o iau de la capăt. Ce-i spuneți? Ce-i spun și acum? Să mă ajute să depășesc momentele grele și că îi mulțumesc pentru că sunt unde sunt și pentru că mi-a dat ce mi-a dat și că sunt convinsă că o să fie în continuare cu soluții bune. Continuăm cu o întrebare roșie. În urmă cu mulți ani, mama dumneavoastră, Carmen Ungheanu, spune așa: la un moment dat m-am gândit că este un blestem care există din generație în generație și nu se mai termină. Și bunica a rămas singură, și eu am despărțit de soț, și mai apoi Anca a rămas mamă singură. Urmează întrebarea roșie. Ați crezut vreodată că sunteți blestemată? Nu. Nu. Pentru că în momentul în care ești într-o legătură strânsă cu Dumnezeu, nu te gândești la blesteme. Dar da, din păcate, familia mea are această poveste și mama mea ne-a crescut fără tată. Și asta a fost și cazul meu. Dar nu, nu m-am gândit că sunt blestemată sub nicio formă, pentru că îl port pe Dumnezeu în suflet. Și Dumnezeu este alături de mine și a fost în multe momente neplăcute. Și dure și grele. Deci nu, nu cred că suntem blestemați. Mulțumesc. Continuăm. În 2021, presa a scris că ați rămas fără o parte din terenurile moștenite după decesul fostului dumneavoastră partener. Astfel, pentru că proprietățile din județul Ilfov împiedicau construcția autostrăzii de centura Bucureștiului, ați fost deposedată de aproximativ 6.000 de metri pătrați de teren în comunele ilfovene Cernica și Vidra. Conform jurnaliștilor, terenurile expropiate au fost evaluate de statul român la un preț chiar și de 4 ori mai mic decât prețul de referință. Vreau să știu dacă această informație este corectă și dacă ați purtat negocieri cu autoritățile locale din județul Ilfov. Urmează întrebarea. V-a jecmănit statul român? Cred că a încercat. Cred că a încercat să ne jecmănească. Nu doar pe mine, pentru că bunurile noastre sunt împărțite cu cei 2 copii, dintre care unul este major și poate să decide pentru acțiunile sale. Este adevărat, am fost deposedați în mod abuziv, aș putea să spun, de anumite proprietăți, dar între timp această problemă s-a soluționat pentru că am cerut ajutorul unui specialist, ajutorul unui avocat și pentru o parte dintre terenurile care nu mai sunt în posesia noastră am primit niște bani. Pentru cealaltă parte încă îi așteptăm.
Ce să spun, sunt tot felul de spețe pe care noi nu putem să le rezolvăm ca simpli cetățeni și din păcate se întâmplă și astfel de situații. Și da, este o nedreptate. Consider că este o nedreptate să oferi unui om, unui cetățean care nu are niciun fel de cunoaștere în acest sens, o sumă modică, să-i spun. Mulțumesc. În 2007, erați reporter la o televiziune muzicală când i-ați luat un interviu lui Adi Sână, un membru fondator al formației Accent. Erați însărcinată cu Sara, al doilea dumneavoastră copil, și ați povestit că Adi v-a mărturisit atunci că și dorința lui este de a avea o familie numeroasă. Peste mai mulți ani, v-ați reîntâlnit cu Adi Sână într-un bar și v-a cerut numărul de telefon. Deși nu vă era indiferent, nu v-ați lăsat convinsă ușor, vă citez, i-am dat un test. I-am spus numărul de telefon și i-am zis că dacă îl ține minte, bine, dacă nu, nu. De-a doua zi a început să mă sune. Chiar dacă nu considerați că un act poate ține familia unită, în 2015 ați acceptat cererea lui în căsătorie. Urmează întrebarea. La ce teste l-ați supus pe Adi Sână ca să-l luați de bărbat? Să știți că încă îl mai supun la multe teste, din păcate, pentru noroc că... Noroc că avem timp. Da, pentru că altfel ne-am plictisit. Da, eu pe Adi l-am cunoscut pe vremea în care eram la o televiziune muzicală. Spre rușinea mea, trebuie să recunosc că nu știam cine este în momentul respectiv. Știam că urmează să merg să iau interviul unui cântăreț, dar nu știam absolut nimic, nici ce cântă, nici care este repertoriul. A fost o întâlnire pur și simplu între doi oameni. El m-a admirat pentru frumusețea mea și pentru că faptul că aveam un păr și mai lung decât acum. A fost destul de direct. Probabil că știa, avea o experiență în acest sens. Eu i-am simțit această experiență și nu m-am lăsat cucerită sub nicio formă și nici măcar impresionată. Da, a fost necesar să-mi facă foarte multă curte. Cred că a fost omul potrivit la locul potrivit și a fost extrem de norocos. A fost, alta. Da. La ce teste l-ați supus pe Adi Sână ca să-l luați de bărbat? La testul timpului, la testul răbdării. Ba chiar am încercat să-l sperii, să-i spun, nu o să-mi uit niciodată cuvintele. Am spus, știi că eu sunt o femeie cu un bagaj puternic. În afară că mă port pe mine, mai am și doi copii. Cam ăsta a fost testul. Scurt și la obiect. Mulțumesc. Continuăm. În eterna competiție cine cântă acasă, cocoșul sau găina, soțul dumneavoastră a recunoscut că el cântă doar pe scenă, iar acasă dumneavoastră sunteți șefa. Ați replicat însă așa: mai degrabă eu sunt supusă lui. El este foarte puternic, este capul familiei, fără doar și poate. Mai mult, soțul este cel care ține minte toate aniversările de cuplu. Iar dacă ne luăm după declarațiile lui, dumneavoastră nu doar că uitați aniversarea căsătoriei sau zilele de naștere, ci și unde vă lăsați portofelul sau cheile de la mașină. Nu l-ați contrazis, dar ați explicat, vă citez, și uitarea e omânească, ce să fac acum, mai uit și eu, mai uită și el. Vreau să știu ce uită Adi Sână. Urmează întrebarea. Ați uitat vreunul dintre copii singur acasă? Nu, n-am uitat niciodată unul dintre copii singur acasă, dar se întâmplă să fie momente în care mergem la o instituție a statului să le facem un document, pașaportul sau buletinul, și când sunt luate pe repede înainte și trebuie să completez datele de naștere, zilele lor de naștere, iată că se întâmplă să le mai încurc, recunosc. Și sunt iertată. Copiii nu i-am uitat niciodată și nici nu i-am pierdut niciodată, pentru că sunt atât de conectată cu ei încât mi se pare aproape imposibil să se întâmple. Ce uită Adi Sână? Asta. Ce uită Adi Sână? Uită doar ce vrea el, pentru că e berbec și e puternic. Are memorie selectivă, adică. Da, cred că da. Cred că da, dar e foarte bine. Am început să aplic și eu asta în viața mea, să am memorie selectivă, și e doar un mare avantaj. Ce ați uitat recent? Să-l sun înapoi și s-a enervat foarte tare. S-a întâmplat chiar aseară, când ieri era în Polonia, iar eu eram la o filmare și am uitat să-l sun. Voit, nu de alta, și a venit foarte supărat acasă că nu l-am sunat. Și am zis că am fost atât de ocupată încât am uitat să te sun. Încă mai funcționează astfel de jocuri. Încă, slavă Domnului. Nu știu pentru cât timp. Mulțumesc, am notat. Mergem cu o întrebare roșie.
V-a susținut soțul în carieră, chiar dacă asta a presupus să rămâneți singură cu copiii când el se află în lumina reflectoarelor. Mai greu a fost să acceptați că este înconjurat tot timpul de admiratoare. Vă citez. Este artist. Are nevoie de admirație, de susținere, dar până la un anumit punct. Am avut primul an cu multe gelozii. Cu toate acestea, spuneți că nu a cedat niciodată tentației de a-i verifica telefonul. Și în timp ați învățat să fiți mai puțin geloasă, iar soțul dumneavoastră mai puțin orgolios. În noiembrie anul acesta, ați sărbătorit 8 ani de la căsătorie. De-a lungul timpului, presa a speculat că ați fost la un pas de divorț și chiar dumneavoastră, în 2022, spuneați așa. Cred că a existat un moment sau două în care am vrut să renunțăm. Urmează întrebarea roșie. V-a adus gelozia în pragul divorțului? Cred că aș fi necinstită să spun că gelozia, eu m-am dus singură în pragul acela. Pentru că noi, oamenii, suntem responsabili de sentimentele noastre, de acțiunile noastre, de deciziile pe care le luăm. Eu, vis-a-vis de căsnicia pe care o am și o avem împreună cu Adi, consider că am ars mai multe etape, pentru că eram foarte tânără și nimeni nu m-ar fi pregătit vreodată cu vis-a-vis de relația cu un artist, care este cu suișuri și coborâșuri și cu intensă, da. Cred că au fost niște sentimente de gelozie firești, dar niciodată alimentate de el. Vis-a-vis de ce ați povestit dumneavoastră cu controlatul telefoanelor și a lucrurilor intime, n-aș face-o niciodată în primul rând din respect pentru mine, ca femeie. Nici el nu obișnuiește să facă asta. Și gelozia nu știu dacă ne-a adus în pragul divorțului. Cred că mai degrabă mă supără faptul că nu este atât de prezent atunci când eu îmi doresc. Dar de altfel este normal, nu poate nimeni să-mi citească. Mi-a spus că au fost două momente în care da, ați vrut să unul a fost real, unul a fost real, dar nu a fost un motiv întemeiat, practic. Ne-am dat seama după îndelungi discuții că avem foarte multe motive să mergem mai departe și dacă nu s-a întâmplat atunci, înseamnă că nu a fost nimic serios sau nimic grav. Bine, continuăm. Întrebat cine este mai econom în familia Sânăserea, soțul dumneavoastră a răspuns așa. E un subiect complicat. Pentru mine un sacou și o cămașă albă sunt ok. La femei, lucrurile sunt un pic diferite, au nevoi mai mari decât bărbații. Statistic vorbind, într-o familie cele mai multe certuri pornesc de la bani și de la copii. Dumneavoastră aveți și una și alta, iar certurile sunt inevitabile. Ați mărturisit că, după episoadele tensionate, refuzați să-i mai vorbiți sau să îi răspundeți la telefon partenerului, însă cedați după câteva zile atunci când împăcarea ia forma unei cutii. Vă citez. După ce ne certăm, Adi mereu mi-aduce câte o pereche de pantofi cadou. Știe el ce știe. Urmează întrebarea. Cu câte perechi de pantofi v-a împăcat soțul? Nu știu dacă cu multe sau puține, că depinde ce înseamnă multe, ce înseamnă puține. De regulă, cred că el merge, e foarte direct și știe că funcționează. Într-adevăr, am o mică slăbiciune pentru pantofi și doar pentru pantofi și nu mi se pare că este cea mai costisitoare pe lumea aceasta. Pantofii mi-i aduce de obicei când pleacă în străinătate și stă mai mult și cred că mi-a aduce nu neapărat să mă împace, ci mai degrabă să-mi facă o bucurie. Apropo de faptul că unul ar fi mai econom decât celălalt, da, Adrian este categoric mai econom și mai obiectiv în toate deciziile pe care le ia, iar eu sunt omul care aproape niciodată spune nu și mai ales nu îmi refuz copiii. Și asta pentru că consider că nu îmi cer niciodată nimic exagerat sau foarte costisitor. Eu m-am întrebat concret, mai ales că știam de pagina pentru pantofi. Da. Cam câte perechi de pantofi? Nu cam, câte? Păi dar nu le-am numărat niciodată, dar cu siguranță peste 50. Cu siguranță. Așa da. E o moștenire, pot să o transmit mai departe fetelor mele.
Vintage. Mulțumesc, continuăm. În anul 2022, când v-ați achiziționat o vilă spațioasă într-o zonă exclusivistă din București, spuneați așa: fiecare copil are camera lui. Este greu cu curățenia, dar mă mai ajută și bună, mă ajută și mama. Deși casa are un living spațios, 7 dormitoare și 7 băi, soțul dumneavoastră pare că nu are loc. Îl citesc pe Adisână: eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb. Urmează întrebarea: unde doarme Adisână? Întotdeauna doarme în dormitor cu mine, pentru că luptă pentru prezența mea acolo. Trebuie să mărturisesc că au fost momente în viața noastră, mai ales cele care au implicat o schimbare mai mare de case și de cartierele în care locuiam, în care eu am ales să dorm cu copiii mici. Știu că nu este recomandat și poate fi o greșeală, deci nu le sfătuiesc pe cele care ne urmăresc acum să facă aceeași greșeală ca și mine. Soțul are un loc și e mult mai necesar să aibă un loc important în viața noastră. Și contactul acesta și timpul petrecut alături de el este foarte, foarte important, indiferent de numărul copiilor și indiferent de perioadele în care trecem. Ce să spun? Au fost perioade, cred că nu mai lungi de 2 săptămâni în care a dormit pe canapea în living. Dar el era tot timpul pregătit, pentru că călătorind atât de mult, este tot timpul, cum a spus el, cu bocceluța, cu pasta de dinți, cu geamantanul pregătit. Deci până și aici este un mic avantaj. Acela a faptului că călătorește. Mm-hmm. În orice lucru negativ, vedem și unul pozitiv. Bine. Dar mulțumesc. Nu cred că e ceva de plâns acum, nu? Că a dormit pe canapea. Continuăm. Sunteți de părere că, indiferent dacă au un copil sau 6, părinții trebuie întotdeauna să își rezerve timp doar pentru ei, vă citez. Multe cupluri uită de nevoia de pasiune și de dorință și se axează doar pe iubire și siguranță. Pentru mine și soțul meu, viața intimă este foarte importantă. Ați afirmat că pentru a menține vie pasiunea, alegeți să luați uneori cina în doi sau fugiți de acasă în escapade romantice în străinătate, ori la hotelul preferat din București. Mai mult, ați mărturisit că soțul vă cumpără zilnic flori și uneori chiar vă lasă prin casă bilețele cu mesaje mai deocheiate. Vreau să știu care a fost cel mai sexy bilețel pe care l-ați primit și care poate fi redat la televizor. Urmează întrebarea: este scumpă pasiunea în cuplul Serea Sână? Ce să spun, delicat. Nu cred că aș putea să spun pe post care este mesajul. Ne facem o idee. Aș putea să vă spun că partea sexuală este foarte importantă în relația noastră. Aș merge mai departe, fără a fi interpretată într-un mod greșit. Cred că atracția dintre noi doi a contribuit foarte mult la faptul că noi am rezistat atât de mult împreună. Suntem niște oameni foarte activi din toate punctele de vedere și intimitatea ocupă un rol important în viața noastră de cuplu. Destul de elegant, mai elegant de atât, nu știu cum să transmit. Este scumpă pasiunea în cuplul Sână? Nu este scumpă, pentru că încă ne bucurăm de lucrurile simple. Foarte multe, de fiecare dată când este plecat, el are grijă de mine, să nu mă simt, nu știu, abandonată sau uitată. Înainte de a urca pe scenă, mă sună, comunicăm destul de des și cu mine și cu copiii. Nu este scumpă, de ce? E doar la un apel distanță sau la un mesaj distanță. Bine. Mulțumesc. În 2013 spunea despre bunica dumneavoastră așa: mama e bestială, e simpatică, foc, are chef de viață, este veșnic pusă pe șotii și harnică din calea afară. Deși are 94 de ani, în fiecare primăvară ea văruiește singură în casă. În primăvară, înainte de Paște, s-a apucat iar să zugrăvească și a căzut de pe scară, dislocându-și umărul. A tras câteva luni, dar acum e spirt. Mama dumneavoastră s-a dovedit la rândul său o fire puternică, reușind să învingă hepatita C și cancerul. Dumneavoastră aveți 42 de ani, 6 copii și nu excludeți să mai faceți unul, după cum tocmai mi-ați spus. Nu pot să nu observ vitalitatea remarcabilă de care dau dovadă femeile din familia dumneavoastră. Urmează întrebarea: care este secretul femeilor din familia dumneavoastră?
O să răspund foarte scurt și foarte sincer. N-avem încotro. Nu avem o altă variantă. De altfel, foarte multă lume din jurul meu mă întreabă cum de reușesc și cum pot să fac față. Nu am o altă opțiune. Aceasta este normalitatea mea. Am ales să aduc pe lume 6 copii, sunt direct responsabilă de ei, de bunul mers al lucrurilor, de starea noastră de sănătate, în primul rând față de mine ca persoană, în rolul de mamă și în tot ceea ce ține de familia și de starea noastră de bine. Și cred că acest lucru s-a întâmplat și cu bunica mea, în mod cert și cu mama mea. Eu eram foarte mică, mă rog, ca să realizez anumite lucruri în ceea ce privea pe bunica mea, dar cu mama știu sigur că a fost o femeie care nu a avut o viață simplă, a ales să mă crească pe mine și pe fratele meu fără tata, pe vremea comuniștilor, când femeile erau privite altfel decât sunt astăzi, și ne-a crescut cu demnitate și cu liniște în suflet, doi copii normali, nu am simțit niciodată absența tatălui și eu cred că suntem niște femei puternice pentru că nu, practic nu avem o altă opțiune. Ok, am notat, mulțumesc. Continuăm. Aveați doar 2 luni când părinții dumneavoastră au divorțat. Mama, Carmen Ungheanu, a explicat așa: nu ne-am înțeles, sunt berbec, nu fac compromisuri și când am crezut că nu mai are rost această căsnicie, am renunțat la timp. Copiii au nevoie de liniște. Mama v-a crescut singură și v-a fost sprijin toată viața. V-a stat alături de fiecare dată în sala de nașteri, dar și în clipele de mare tristețe. Vă citez: mi-aș dori să fiu la fel de bună ca ea. Nu știu dacă sunt. Mama este eroul meu din viața de zi cu zi. Astăzi, la 72 de ani, tot mama este cea care are grijă de casă, gătește pentru toată familia, face chiar și temele cu nepoții și se dovedește atât de energică încât a primit în cartier porecla de bunicuța kamikaze. Cu toate acestea, ați recunoscut că, în afară de soțul dumneavoastră, cele mai multe certuri cu ea le aveți. Urmează întrebarea: când v-ați certat ultima dată cu bunicuța kamikaze? Să știți că mă cert destul de des cu ea, dar nu certurile la cum ne-am gândit noi că sunt certurile, ci mai degrabă avem tot felul de polemici, de neînțelegeri, pentru că ea, la fel ca și ea, este berbec și este foarte încăpățânată. A avut o bună perioadă din viața ei când a fost și învățătoare, a cochetat cu această meserie timp de câțiva ani, în timpul tinereții, și câteodată simte nevoia să intre în viața noastră mai mult decât este cazul. Spre exemplu, vine cu tot felul de reguli în ceea ce privește copiii, în ceea ce mă privește pe mine, dar eu știu că o face doar pentru că ne poartă foarte multă dragoste și dintr-o grijă exagerată. De reguli. Multe ori, de regulă, mă sună să mă întrebe dacă am mâncat. De vreo 3 ori pe zi, îmi spune întotdeauna să o iau mai ușor. Lucruri care nu sunt supărătoare, ce-i drept. Dar atunci când ești foarte obosit și mai primești și un telefon de ăsta, parcă îți vine așa un pic să-ți ieși din pepeni. Dar nu, nu, într-adevăr, mama este eroina mea și vă spun sincer că fără ea nu aș fi reușit să fiu astăzi omul care sunt, din toate punctele de vedere și dincolo de respectul și dragostea pe care îi le port, nemărginite, real vorbind, nu știu dacă o să reușesc să fiu la fel de bună ca și ea. De ce? Pentru că pare că are puteri infinite. Nu știu unde și le găsește, dar chiar este un om minunat. Până și aseară, pe la ora 9:30, 10 aproape noaptea, îl întreba pe noua dacă și-a făcut temele. Pentru o doamnă de vârsta ei, chiar are niște preocupări? Nu știu cum poate și de unde își găsește resursele necesare. Mulțumesc! Mergem cu o întrebare roșie. Sunteți cunoscută ca Anca Serea. Se pare că purtați numele tatălui dumneavoastră de vreme ce mama dumneavoastră se numește Carmen Ungheanu. V-ați căsătorit cu Adrian Sână și ați ajuns în acte Sână, precum 4 dintre copiii dumneavoastră. Primii dumneavoastră 2 copii duc mai departe și numele tatălui lor și se numesc Serea Poplinger. Pare destul de complicat de explicat, însă mult mai ușor de remarcat este că toți cei 6 copii ai dumneavoastră au fost botezați cu nume biblice: David, Sara, Noa, Ava Stefanie, Moise și Lea. Urmează întrebarea roșie. Ați încurcat vreodată numele copiilor?
în mod public, nu, dar mi se întâmplă foarte des ca acasă să-l stric pe Moise și, de fapt, să-l stric pe Noa. Sau invers. Da, mi se întâmplă să-i mai încurc. Sunt mulți. Nu cred că e nimic neobișnuit. Când ai foarte multe lucruri de făcut, spre exemplu, se întâmplă... Adică, imaginați-vă cum este să servești și să gătești de două ori pe zi, cel puțin, pentru o familie atât de numeroasă ca a noastră. Și mi se întâmplă că vreau să știu, să-i știu hrăniți, îngrijiți cum trebuie, că adorm la niște ore rezonabile și, bineînțeles, că atunci când mă mai iau și pe mine nervii și supărările, îi mai încurc. Dar doar din repezeală. Că știu foarte bine cum îi cheamă. Mulțumesc! Continuăm cu întrebarea roșie. Aveți o relație aparte cu cei trei fii și chiar ați avut câteva sfaturi pentru mamele de băieți. Vă citesc, băieții pot fi zgomotoși, murdari, veșnic înfometați. Arătați-le că îi acceptați așa cum sunt și desfășurați împreună activitățile care le fac plăcere. Sunteți de părere că mama trebuie să aibă suficientă răbdare pentru a-și asculta băiatul, dar în același timp și suficientă discreție pentru a-i respecta intimitatea. Confirmați astfel ce se spune, că mamele au o legătură specială cu fiii, iar tații cu fiicele lor. Am să revin acum în copilăria dumneavoastră și le reamintesc telespectatorilor că părinții dumneavoastră au divorțat când aveați numai 2 luni. Urmează întrebarea roșie. Cum e să crești fără tată? Eu n-am știut niciodată cum e să cresc cu. Pentru că nu a fost în momentele poate cele mai importante alături de noi. Dar mama și cu tata au fost doi oameni maturi care au încercat și au luptat să păstreze niște relații, să le spun așa, de respect unul față de celălalt. Și mi-aduc aminte cu plăcere de momentele în care, de vacanțele de vară, când tata venea și ne ducea la mare pentru câteva zile sau la munte. Aș minți să spun că am avut o relație foarte apropiată, dar nu știu cum să vă spun. Adică eu nu am avut realitatea prezenței tatălui în viața mea ca să știu cum e cu tata lângă noi. Dar în momentele importante din viața noastră, el n-a fost alături, vine și ne vizitează de cel puțin o dată de 2 ori pe an, păstrăm legătura telefonică, de altfel îi și mulțumesc pentru bagajul genetic puternic pe care mi l-a dat. Eu fizic cred că semăn cu tatăl meu, cel puțin așa îmi spune mama, mai ales când mă ceartă, spune, tu semăn cu taică, tu de-aia ești atât de căpoasă, așa că îi mulțumesc. Nu am nimic să-i reproșez. Am înțeles că doi oameni atunci când nu se mai înțeleg este mai bine să se despartă. Mama a fost o femeie și este în continuare extrem, extrem de puternică și sunt absolut convinsă că a luat cea mai bună decizie pentru ea în vremea respectivă. Ba mai mult, nici eu, nici fratele meu nu am încercat niciodată să punem presiune asupra ei, să se împace cu tata. Întotdeauna țin minte că o rugam pe mama, pentru că era foarte, foarte frumoasă, cu un păr lung și era o femeie frumoasă, a fost o femeie foarte frumoasă în tinerețe. Știu că îmi făceam tot felul de scenarii cu fratele meu când mergea la o petrecere sau la nuntă. Foarte rar se întâmpla asta și ne gândeam să o încurajăm să vină cu un bărbat acasă. Și ziceam, mama, vezi, poate găsești și tu pe cineva. Bineînțeles, asta pe măsură ce și noi am crescut. Vreau să vă spun că mama nu a venit niciodată. Eu n-am văzut-o pe mama, din păcate, cu un bărbat în viața ei și cu atât mai mult am o admirație specială pentru ea. Puteți să vă imaginați ce femeie puternică a fost să poată să crească niște vremuri destul de grele, 2 copii. Știu sigur că nu i-a fost ușor. Mai ales că vorbim de regimul comunist, în care să fii un copil fără tată sau cu părinți divorțați era o chestiune dificilă, vă dau timp. Ați avut probleme din această chestiune, această privință? Nu am simțit niciodată că am fi, nu știu, marginalizați. Dar da, cred că uneori lipsurile materiale, cred că era o problemă pentru ea. Noi nu le-am simțit ca și copii. Dar, spre exemplu, prima pereche de blugi mi-am achiziționat-o din piață când aveam 14 ani. Dar mama a fost atât de bună cu noi,
încât nu simțeam niciodată nevoia de a avea mai mult. Ne-a crescut, cred că, într-o normalitate. Atât am avut, ne-am bucurat de ce am avut. Mulțumesc. Continuăm. Eu sunt mai permisivă, iar tati mai categoric, ne completăm. Așa ați descris în doar câteva cuvinte atitudinea pe care o aveți față de copiii dumneavoastră, însă oricât de permisivă și relaxată ați fi ca mamă, viața cu 6 copii nu are cum să fie tocmai ușoară, mai ales când soțul dumneavoastră este plecat în turnee, iar ajutoarele dumneavoastră sunt mama și o bonă filipineză. Pe de altă parte, se spune că de obicei, în familiile numeroase, copiii se cresc unii pe alții. Vreau să știu ce relație există între copiii dumneavoastră și dacă le cereți fraților mai mari să aibă grijă de cei mai mici. Urmează întrebarea. Puneți presiune pe copii? Sub nicio formă. Nu sunt genul acela de părinte și nu am fost niciodată, în care venirea pe lume a unui copil presupune schimbarea vieții celuilalt. Deci niciodată, indiferent că aveam 2 copii sau 1 sau 3 sau 4, am încercat să mai degrabă să-l aclimatizez pe cel nou, cu drag și cu foarte multă răbdare, fără a-i schimba programul, fără a le schimba programul celorlalți. De regulă, eu nu pun niciun fel de presiune asupra lor. Sunt un părinte foarte deschis, îi consult tot timpul atunci când trebuie să luăm niște decizii importante, mai ales în ceea ce îi privește în mod direct, indiferent de vârstele pe care ei le au. Încerc să le vorbesc pe înțelesul lor și să petrec cât mai mult timp. Până la urmă, odată ce am luat decizia că vreau să fiu mamă de 6 copii, știam ce mă așteaptă, nu am niciun fel de regret în acest sens și... Nu. Oricum, ei sunt foarte diferiți. Sara și cu David au un soi de maturitate și mă simt atât de bine când eu nu sunt atât de bine cu mine, încât de cele mai multe ori îmi vin în întâmpinare și mă ajută. Cel mai recent exemplu a fost chiar weekendul trecut, când David a venit împreună cu prietena lui, cu iubita lui, și pe nepusă masă i-a luat pește mici la munte. Le-a făcut o surpriză. V-am întrebat în contextul în care pe dumneavoastră v-a protejat, v-a ajutat fratele dumneavoastră? Da. Da, și fac la fel. Se ajută foarte mult, să înțeleg, dar niciodată nu i-am obligat să facă, nu știu, să aibă grijă unul de celălalt, de exemplu, dacă nu și-au dorit. Bine. Sau să gătească, sau să facă orice altceva. Mulțumesc. Despre David, fiul noastră cel mare, ați spus că a fost dintotdeauna sprijinul și confidentul dumneavoastră. În 2021, după absolvirea liceului, l-ați susținut în decizia de a-și continua studiile la Universitatea din Olanda, chiar dacă multă vreme v-a frământat gândul că băiatul dumneavoastră va ajunge într-o țară unde libertățile și implicit riscurile sunt mai mari decât în România. Ați mărturisit că ați ajuns să aveți coșmaruri, să nu mai dormiți noaptea și în cele din urmă ați apelat la ajutorul unui psiholog. Acesta v-a sfătuit să nu vă mai raportați la David ca la un copil, ci ca la fiul ajuns la vârsta maturității și a cărui plecare din casa părintească trebuie să o acceptați. Urmează întrebarea. Câtă terapie ați făcut la plecarea de acasă a primului născut? Terapie nu am făcut foarte multă, am fost 2 ședințe singură și vreo 3 cu David împreună, dar într-adevăr, ceea ce ați povestit dumneavoastră a fost unul dintre cele mai grele aspecte din viața mea. N-aș fi zis vreodată, pentru că mă consider că sunt un om, nu știu, consider că sunt un om destul de pregătit și de puternic, dar în momentul în care primul copil se întâmplă să plece de acasă, cumva se rupe și eu, cel puțin, mi-am făcut foarte multe scenarii negative, pentru că David a ales să plece într-o țară cum e Olanda, unde sunt foarte multe pericole la tot pasul, de la droguri, la alcool, la oameni care, nu știu, au tot felul de obiceiuri nesănătoase, dar m-am bazat foarte mult pe ce am sădit, ce am plantat până în momentul respectiv și cred că am avut o perioadă de 3 luni cât a durat toată vara, în care nici nu știu dacă adunate erau câteva ore pe noapte. Bineînțeles, David a fost cel care m-a ajutat să trec de această perioadă. Adi nu m-a înțeles foarte mult, tot timpul îmi spunea că exagerez și că trebuie să stau liniștită. El a fost cel care l-a însoțit pe David în Olanda, eu nu am putut și
Am avut un regret în sensul acesta, pentru că nezburând cu avionul nu puteam să ajung până la Leiden cu mașina. Au fost împreună și cumva puse toate cap la cap, mi-au adus aceste sentimente de nevinovăție și de... Mă gândeam cumva în mintea mea că ca mamă ar fi trebuit să-l atrag și să-l determin să vină în România și să rămână alături de mine și de frații lui. Dar nu i-am tăiat aripile. Povestea, întâmplarea face ca David să se fi întors în România și să studieze astăzi în România. Mulțumesc! Considerați că tinerii trebuie lăsați să experimenteze. Prin urmare, vi s-a părut firesc ca fiul dumneavoastră, cel mare, David, să aibă o prietenă. Ați povestit că la scurt timp după ce el a împlinit 21 de ani, vârsta la care dumneavoastră l-ați adus pe lume, ați rămas fără replică atunci când David v-a întrebat cum ar fi să deveniți bunică tânără. V-ați liniștit abia după ce ați realizat că fiul dumneavoastră făcuse o glumă și nu avea nimic serios să vă anunțe în legătură cu acest subiect. Urmează întrebarea. Vă mai sperie gândul de a deveni bunică? Nu mă sperie, chiar îmi doresc și sunt absolut convinsă și sper din tot sufletul ca ei să-mi urmeze exemplul. David este un băiat extrem, extrem de norocos, pentru că are parte de un om, de o fată foarte bună în viața lui, care face o echipă extraordinară. Mi-ar plăcea ca ei să rămână toată viața împreună. Nu știu dacă se va întâmpla asta, dar nu, eu o să-i susțin pe ei, indiferent de ce o să decidă. Știu că cel puțin David își dorește să aibă mulți copii. Sara refuză. Sara este singurul copil care mi-a spus cu vehemență că nu va avea copii, ci va avea câțiva câini, pentru că îi se pare destul de greu și îmi spune tot timpul: măi, mami, nu știu cum reușești să trăiești în nebunia asta și cum ne mai suporți. Dar, na, asta este într-o notă amuzantă, desigur. Ea se vede că având o viață mai boemă, călătorind foarte mult, cu foarte multe animăluțe, cu foarte mulți câini, David are aceeași structură ca și mine, o sensibilitate destul de crescută și cred că, da, nu exclud varianta să fie o bunică tânără. De altfel, de ce nu? Da, o soacră? V-ați gândit cum o să fiți? O soacră sper că bună. Eu așa îmi doresc să fie o soacră bună pentru... Cătălina, așa o cheamă pe prietena lui David. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În 2020, declarați așa: ne dorim și al șaptelea copil, dar deocamdată este devreme. Nu vreau să fie o surpriză pentru nimeni și ca de fiecare dată las acest capitol deschis. Cât despre adopție, cred cu tărie că este cel mai frumos gest din lume să salvezi viața unei mogâldețe care, fără vină, se află într-o situație pe care nimeni nu și-ar dori-o. Păstrez acest gând pentru mine deocamdată. Urmează întrebarea. Ați discutat cu soțul dumneavoastră despre adopție? Da, am discutat cu Adi despre acest subiect. El nu este neapărat de acord. Copiii sunt de acord și vă și povestesc de ce, repede, de ce am avut aceste gânduri. Întâmplarea face ca fiind unul dintre ambasadorii Salvați Copiii să fiu implicat în mai multe cazuri în ceea ce privește adopția și abandonul, de fapt, copiilor din România. Din păcate, se întâmplă să fie tot mai multe cazuri a mamelor minore. Eu eram însărcinată cu Lea, cu ultima fetiță, și am mers la o astfel de acțiune să dotăm un spital cu niște incubatoare. Acolo am văzut o fetiță absolut superbă, care avea nici mai mult, nici mai puțin de câteva săptămâni. Și bineînțeles că primul gând a fost să o fur și să plec acasă cu ea, pentru că mi s-a părut atât de nedrept, o soartă atât de nedreaptă pentru copilașul respectiv. Și țin minte că am urcat în mașină, mă mișcam destul de greu pentru că eram pe ultima sută de metri și am sunat-o pe mama, am plâns destul de mult cu ea la telefon, i-am explicat ce simt în momentul respectiv și am ajuns acasă și am făcut o masă și i-am întrebat copiilor cum vi se pare. Între timp am reușit să-i găsim fetiței o familie de francezi care au adoptat-o pe fetița respectivă. A fost un final fericit, dar da, nu exclud, să știți. E un gând care mă bântuie destul de des. Bine, am notat. Mulțumesc.
Erați foarte tânăr, aveați doar 18 ani, când în urma unor investigații ați aflat că suferiți de o anemie severă. Peste ani, nașterile multiple, oboseală acumulată, nerespectarea tratamentului și alimentația necorespunzătoare v-au agravat starea de sănătate. În 2020 ați leșinat în timp ce erați cu familia în vacanță în Bulgaria. Vă citez. Am ajuns la spital cu hemoglobină 4. Practic, eu nu mai aveam nicio rezervă de fier. Medicilor nu le venea să creadă că pot să supraviețuiesc. Nu am mai putut să conduc, nu mai puteam să urc nici măcar două etaje. Niciodată nu-mi fusese atât de rău, aproape că voiam să-mi scriu testamentul. Aș vrea să știu cum stați astăzi cu sănătatea. Urmează întrebarea. Cât de tare v-ați speriat copiii? Destul de tare. Și dincolo că i-am speriat pe ei, am speriat-o foarte, foarte, foarte mult pe mama. Și a fost o lecție foarte dură și foarte importantă pentru mine. Practic, asta se întâmpla acum aproape 3 ani de zile. Moment în care viața mea s-a schimbat la 180 de grade, pentru că eu renunțasem la mine, renunțasem la grija pentru mine. Nu mai eram o prioritate pentru mine. Am crezut că am resurse inepuizabile, ajunsesem să dorm foarte puține ore pe noapte, ajunsesem să am hemoglobina zero, feritină zero, practic nu mai aveam niciun fel de depozit de fier în organism, iar doctorul care mă supraveghea mi-a spus clar și cinstit în fața răspicat că dacă voi continua să o duc tot așa, nu voi mai prinde 42 de ani. Atunci a fost lecția mea pe care mi-am asumat-o. Eram în timpul pandemiei și am fost internată într-un spital privat. A fost extrem de greu pentru că nimeni nu putea să ajungă la mine. Și în momentele alea mi-am dat seama că sunt eu cu mine și cu Dumnezeu. Și că dacă nu o să aleg să schimb ceva, nu o să fie bine. Cum stați astăzi cu sănătatea? Sper că sunt bine. Sper că sunt bine. Mi-am format un soi de ritual la care nu renunț. Mă forțez să dorm noaptea orele necesare, între 6 și 7 de regulă. Iau foarte multe suplimente. Am început să mănânc ca un om normal, pentru că înainte nu mă alimentam corect. Îmi asum toată lista asta de greșeli pe care am făcut-o, dar iată că Dumnezeu a fost generos cu mine să mai îmi dea o șansă. Bine, mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Fetele sunt mult mai pricepute în arta comunicării, însă și băieții au o mulțime de lucruri de spus, dacă ai suficientă răbdare să asculți. Chiar dacă știți să și comunicați, să și ascultați, ați mărturisit că aveți momente în care oboseala își spune cuvântul. Nu e de mirare că, plecată singură pe litoral cu copiii, deoarece soțul era la concerte, ați avut o reacție acidă când ați auzit că el se plânge prietenilor virtuali cât îi este de greu departe de familie. Ați spus așa, Adi se vaită că nu poate fără noi? E pe naiba. El e relaxat, fără stres, fără copii pe cap, fără nevastă. Greul pică pe mine. Am obosit, nu mai pot, sunt și eu om. Aș vrea să-mi spuneți când ați plâns ultima dată copleșită de responsabilitatea unei familii atât de numeroase. Urmează întrebarea roșie. De câte ori ați simțit că nu mai puteți? Mi se întâmplă foarte des să simt că nu mai pot, dar să plâng aproape niciodată. Am spus de la început că am luat, că atunci când am luat decizia să fiu mamă, de multe ori știam ce mă așteaptă. Și da, e adevărat, câteodată mă simt absolut copleșită și sub o mare presiune a responsabilităților. Arunc așa vina pe Adrian, deși nu este chiar corect să fac asta. Până la urmă, mama cred că are un rol sfânt și în creșterea și în educația copilor, dar și în căsnicie, femeia în general. Și chiar dacă am momente destul de des în care simt că nu mai pot, ies afară, trag aer puternic în piept și o iau de la capăt, pentru că asta este rolul meu în viață și până la urmă ei sunt viața mea. Și nu am încotro. Pur și simplu nu am încotro. Mi-ar plăcea ca și el să fie mai implicat, dar întotdeauna, într-o familie, rolurile nu sunt echitabile sau nu sunt egale, de fapt. Bărbatul face ceva, așa este de când lumea și pământul, femeia face altceva. Dacă ați putea să schimbați ceva, și mai ales aceste momente în care simțiți că nu mai puteți, ce ați schimba?
aș face o prioritate din acțiunile care îmi aduc mie bucurie și plăcere. Adică? Un masaj, lucruri simple. Să citesc o carte, un masaj, să petrec timp mai mult cu mine singură. Pentru mine e un lux să stau singură, n-apuc aproape niciodată. Îmi vine câteodată să fur cheia și să închid acolo ușa și să mă ascund în dormitor, dar nu se întâmplă. Până la urmă e o bucurie că copiii își doresc să petreacă timp cu mine. Dar da, mai și obosesc câteodată. E adevărat. Mulțumesc. Bunicii noștri numeau de ochi starea de rău pe care o resimțeau după întâlnirea cu anumite persoane. Astăzi, noi dăm vina pe vampiri energetici. Dumneavoastră ați spus așa: eu sunt un munte de energie pozitivă, dar mă feresc de oamenii cu ochi foarte deschiși la culoare. Mi se pare că îmi fură energia și nu rezonează cu mine. Sunteți însă o persoană publică, iar prin activitatea dumneavoastră, în mod inevitabil, intrați în contact cu tot felul de oameni. Urmează întrebarea: cum vă apărați de vampirii energetici? Să știți că mi se întâmplă foarte des să ajung acasă sau în mașină după anumite evenimente să mă simt efectiv epuizată, foarte, foarte des, mai ales după ce am avut problemele acelea de sănătate pe care vi le-am menționat. Ce să spun? Încerc să mă hidratez corespunzător, încerc de cele mai multe ori să spun o rugăciune foarte simplă pe care cu toții ar trebui să o cunoaștem și încerc să mă reconectez cu mine. Cred foarte mult în energie, cred că noi suntem energie pură și cred că da, ar trebui să fie o reîntoarcere la natură și o reîntoarcere la tot ce înseamnă pământ, puritate, credință, lucruri curate de care ne-am îndepărtat, din păcate, odată cu tăvălugul ăsta în care trăim. Cei drept, eu am evitat în ultimii ani să mai ies și să frecventez locurile publice, pentru că pur și simplu simt că mă obosesc cumplit. În balanță, punând tot timpul faptul că, având o familie atât de numeroasă, putem să petrecem cât mai mult timp de calitate împreună și asta fac. Efectiv, stau în pijamale și în tălpile goale și încerc să mă reconectez de fiecare dată cu pământul, poate mi se pare amuzant, să petrec cât mai mult timp în natură, să stau la lumina soarelui, lucruri simple pe care putem să le facem cu toții. Dar da, recunosc că, din păcate, mi se întâmplă destul de des să nu mă simt bine în locurile publice. Pot fi ele, nu știu, magazine mai aglomerate, mall-uri, întâlniri, evenimente la care suntem obligați să participăm. Bine. De altfel, asta poate fi și un dezavantaj a faptului că suntem persoane publice. Un mic dezavantaj. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. După ce ați fost reporter la o televiziune muzicală, ați prezentat rubrica Meteo la un post comercial, apoi emisiunea Dimineți cu Serea. În 2011 ați schimbat televiziunea și ați ajuns la pupitrul știrilor sportive. Vă citez: eu mă uitam la meciuri de fotbal încă dinainte de a ajunge în redacția de știri. În 2014 ați născut-o pe Ava și după numai câteva luni erați din nou pe sticlă. În 2016 l-ați adus pe lume pe Moise și de această dată ați revenit după 4 ani pe micul ecran, la știrile sportive de weekend. Vă citesc din nou: m-am întors la știri în primul rând datorită oamenilor. Este o ambiție să mai dau ce pot, având în vedere că am deja 40 de ani. În 2022, presa a notat că nu v-a fost prelungit contractul și că ați fost imediat înlocuită de Marina Nițoiu și Maria Iordănescu, ultima fiind fiica renumitului fotbalist și antrenor Anghel Iordănescu și sora actualului selecționer al României, Edi Iordănescu. Vreau să știu ce ați gândit când v-a luat locul o prezentatoare de 25 de ani și care poartă un nume celebru în fotbal. Urmează întrebarea: ați fost faultată? Nu consider că am fost faultată, doar am fost într-un loc potrivit și cumva, pot să zic, deși nu e un cuvânt foarte elegant, cumva păcălită, pentru că în momentul respectiv am fost pusă în fața unor decizii care nu mi aparțineau. Mie mi s-a oferit posibilitatea de a prezenta și matinalul, știrile din sport la matinal. Bineînțeles că eu am replicat că nu pot și cumva dânsii au profitat de acest moment și probabil și-au făcut deschiderea și închiderea jobului meu.
Nu am niciun fel de resentiment vis-a-vis de colegele mele. De altfel, ne întâlnim și acum la evenimente, mai ales cu Marina Nițoiu. Cu Maria nu am o legătură foarte strânsă, pentru că ea între timp are și ea un copilaș și nu ne-am întâlnit foarte des, dar ne urmărim pe rețelele de socializare. Povestea face ca în vremea respectivă să mi se ofere un post de prezentatoare în cadrul aceleiași televiziuni, dar pe care eu l-am refuzat pentru că formatul acela știam că nu o să se facă, deci pur și simplu ei au încercat să facă un scenariu, o regie pe care nu a funcționat până la urmă, dar am plecat fără niciun fel de regret. De altfel, eu m-am întors la postul acela de televiziune datorită oamenilor, cum dumneavoastră bine ați povestit. Noi eram o echipă foarte veche, cu oameni devotați lumii în care și dumneavoastră activați, adevărați profesioniști pe care nu știu dacă în alte televiziuni i-am mai cunoscut și de care m-au legat anumite momente frumoase și de la care am avut de învățat foarte, foarte multe lucruri, foarte multe lucruri în profesia noastră. De aceea m-am întors, nu datorită salariului sau a dorinței mele cu orice preț de a fi pe sticlă. Nu. Drept dovadă că între timp am mai fost scurtată pentru a prezenta, pentru a face parte din anumite proiecte. Și mi-am dat seama că astăzi, în momentul de față, timpul are o altă valoare pentru mine și să stau să petrec ore întregi pe un platou de televiziune nu m-ar avantaja. Ce notăm la întrebarea, ați fost facultată? Da, am fost facultată, da. Am fost facultată păcălită, slash. Cu siguranță. Mulțumesc. De cineva cu o experiență mai vastă decât mine în domeniu. Deci nu-mi pare rău. A fost o lecție importantă pentru mine. Mulțumesc. Continuăm. În vara acestui an, prezentă la un eveniment mondan, ați atras atenția jurnaliștilor care au remarcat faptul că nu ați renunțat nicio secundă la ochelarii de soare. Dumneavoastră ați mărturisit însă că ochelarii de soare nu erau o fiță de vedetă, ci doar încercați să vă ascundeți ochii roșii și inflamați. Vă citez. Am făcut o infecție urâtă la ochi și eu și copiii avem ochii roșii. Este îngrozitor. Copiii au luat de la unul la altul și a circulat în familie. Suntem pe tratament toți. Urmează întrebarea. La câte evenimente ați participat bolnavă? La foarte multe, nici nu mai mi-aduc aminte. Unele m-am dus din obligație, altele pentru că pur și simplu eram plătită și nu puteam să nu-mi onorez contractele. Dar, repet, această meserie pe care eu am ales să o fac acum, în ultimii ani, este o meserie pe care o consider extrem, extrem de norocoasă, că pot să o fac. Este o meserie care mi-aduce foarte multe satisfacții, dincolo de, să zicem așa, de beneficiile financiare. Este o meserie pe care eu o fac cu toată inima mea deschisă. Și faptul că de multe ori sunt pusă să cunosc situații, să cunosc oameni, să pot să dau sfaturi, mi se pare că îmi conferă o responsabilitate imensă. Dar da, am mers de multe ori într-o situație, nu știu, de sănătate precară. Am încercat să-mi ascund acea stare, pentru că nu cred că e corect să influențez și pe ceilalți de lângă mine sau să mă plâng, din politețe, bineînțeles. Și da, se întâmplă să mai facem și lucruri din obligații, din păcate, până și în acest domeniu. Mulțumesc! Mai ales în acest domeniu. Continuăm. Aveați puțin peste 20 de ani când un zbor cu turbulențe v-a declanșat aviofobia, adică frica de zbor. A fost nevoie să treacă 2 ani pentru a accepta să călătoriți din nou cu avionul. Ghinion, zborul a fost iar unul dificil. Frica dumneavoastră a devenit și mai puternică, iar sfaturile terapeutului, psihologului și chiar o vizită în cabinetul unui bioenergetician nu v-au putut convinge timp de 10 ani să vă mai îmbarcați într-o aeronavă. Cu chiu cu vai, de dragul soțului, ați zburat de 2 ori peste ocean, la Chicago și la New York. Astăzi preferați călătoriile cu trenul și zburați foarte rar pe distanțe scurte, dar și atunci vă citez, cu o săptămână înainte de zbor nu mai dorm. Îmi iau la revedere de la copii, îi spun mamei ce să facă dacă se întâmplă ceva, toate scenariile nefericite. Vreau să știu cum faceți totuși să nu transmiteți această frică și copiilor dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ați avut curajul să vă urcați toți copiii în avion? Nu, din păcate n-am avut curajul să fac
să fac asta și nici, iarăși din păcate spun, nu cred că prea curând o să zbor. Am încetat să zbor cu avionul de vreo 2 ani de zile, deși pentru Adi este o mare, mare problemă și mi-a spus la un moment dat că ar da orice pe lumea asta să mă vindece de această fobie, pentru că da, este o fobie. Eu, la rândul meu, am încercat să consult foarte mulți specialiști care s-au dovedit a fi oarecum inutili în ceea ce mă privește, ba mai mult în primăvara aceasta, în luna februarie, am încercat să intru într-o ședință de terapie cu o persoană foarte specială în acest domeniu și foarte renumită și am ajuns în perfuzii la o clinică medicală și am stat internată vreo 2 zile. Explicația nu mi-am găsit-o, probabil că este legată de energii, probabil că este legată de o întâmplare mai veche pe care eu nu o conștientizez, dar într-adevăr, singura fobie pe care o am pe lumea aceasta este legată de avion, de zborul cu avionul și de faptul că n-aș mai putea să fiu pentru copiii mei. Cam așa văd eu lucrurile. Cumva nedreaptă pentru ei, pentru că îi supun la drumuri lungi, trebuie o planificare riguroasă de fiecare dată când plec, plec cu trenul, se întâmplă ca trenurile să aibă întârzieri, dar sunt asumată, deși e un cuvânt pe care nu-mi place să-l folosesc foarte des, sunt asumată în această decizie. Copiii mari, David și cu Sara, nu au niciun fel de problemă, ei au zburat și zboară destul de des, însă celor mici, da, au început să, și ei au început să aibă niște mici temeri. Mă întreabă de fiecare dată, mami, dar plecăm cu avionul sau cu trenul sau cu mașina? Cam asta este povestea, dar din păcate sunt foarte multe cazuri, mai ales în ultima perioadă. Oamenii îmi scriu, foarte mulți dintre ei, indiferent că sunt bărbați sau femei, au probleme asemănătoare. Și este o chestiune pe care mi-aș dori din tot sufletul să o rezolv, chiar... Am căutat diverse modalități de a rezolva această problemă, dar nu l-am găsit. Până și medicamentos am încercat. Iar apropo de zborurile din America, să terminăm într-o notă amuzantă, eu îi spun lui Adi că eram atât de îndrăgostită de el, încât aș fi trecut și oceanul. Și l-am făcut-o la propriu. Acum nu că n-aș mai fi atât de îndrăgostită, dar nu mai sunt atât de pregătită. Am mai îmbătrânit. Mulțumesc! Mergem cu o întrebare roșie. De-a lungul timpului au existat mai multe speculații privind situația financiară a familiei Sânăserea. Astfel, în 2019, presa nota că judecătorii au decis să fiți executați silit după ce nu ați achitat serviciile oferite de o bancă de celule STEM, deși suma contractuală era una modică, respectiv 300 de lei. Un an mai târziu, în 2020, jurnaliștii scriau că ați mai pierdut încă două procese. Unul deschis de o bancă, la care aveați 3400 de euro restanță la plata unui credit, și altul de școala privată unde învățau 3 dintre copiii dumneavoastră și unde aveți o restanță de 2100 de euro. Nici în 2021 nu ați fost feriți de procese, după ce vecinii din complexul rezidențial de lux unde locuiați v-au acționat în instanță tot pentru o datorie. Având în vedere că vorbim de sume mici raportate la veniturile dumneavoastră, urmează întrebarea roșie. Vă place să trăiți pe datorie? Să știți că se întâmplă destul de des să ajungem la limită cu plățile și vă explic și de ce. Adi este partea foarte organizată a familiei, iar eu sunt partea cea mai dezorganizată în ceea ce privește plățile și respectarea cu rigurozitatea unor termeni de plată și da, recunosc că se mai întâmplă să plătim după ce termenul este depășit. În ceea ce dumneavoastră ați povestit, unele date nu sunt chiar corecte. În privința plății taxei, cred că școală sau grădiniță, nici nu mai știu exact ce era, a fost o neînțelegere la mijloc. Practic, noi nu am optat pentru serviciul de masă, iar dânsii am și semnat în contract, până la urmă s-a stins acea datorie și acel conflict între ambele părți implicate. Și fiindcă noi nu optasem pentru plata meselor copiilor, dumnealor... Dumnealor au încercat să ne tragă, adică să ne impună această plată. Până la urmă s-a soluționat, dar da, nu ne place să trăim pe datorie, dar fiind o familie atât de numeroasă, se întâmplă ca de foarte multe ori, eu personal, Anca Sână, fără Serea, nu am niciun fel de împrumut la bancă și mă mândresc cu chestia asta, este o lecție pe care am preluat-o de la tatăl copiilor. Și încerc din răsputeri să nu mă îndatorez în general. Bine. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie.
Presa a scris că în 2010, după decesul partenerului dumneavoastră, omul de afaceri Filip Poplinger, tatăl primilor doi copii ai dumneavoastră, ați moștenit mai multe terenuri din Travilane, păduri și clădiri cu o valoare estimată la câteva milioane de euro. Soțul dumneavoastră, Adrian Țână, are o carieră de succes, scrie piese în colaborare cu compozitori de peste ocean, are concerte în Turcia, India sau Emiratele Arabe Unite, iar presa a notat că tariful său pentru un eveniment poate ajunge și la 7.000 de dolari. Dumneavoastră ați mărturisit că încasați peste 100.000 de euro pe an din activitatea online. La aceste venituri se adaugă și profitul din afacerea cu produse cosmetice pe care ați lansat-o în 2019. Înainte de a fi femeie de afaceri, sunteți însă mama a 6 copii și ați încurajat întotdeauna tinerele cupluri să devină părinți. Urmează întrebarea roșie. Ați mai fi făcut 6 copii dacă erați săracă? Răspunsul sincer este nu. Cred că ar fi necinstit să spun că o familie numeroasă nu necesită niște eforturi financiare supraomenești uneori. Este vorba despre un management foarte dur și foarte clar și mai mult decât atât, în momentul în care cred că ți-ai decizia de a fi, de a întemeia o familie, aș fi ipocrită să spun că factorul financiar nu este unul destul de important. De ce spun asta? Pentru că cred că cu toții, că suntem mamă, că suntem tați, ne dorim tot ceea ce este mai bun pe lumea asta pentru copiii noștri. De-a lungul timpului nu am încetat să susțin cuplurile tinere să procreeze, să aducă pe lume copii, dar întotdeauna m-am gândit că cinstit este că această decizie să fie una privită din ambele părți, și emoțional, dar și obiectiv. Ce să spun? Factorul financiar este important. Mi-ați cu siguranță. Mai doriți un copil. Dar nu. Deci dacă nu am fi avut această... Nu aș numi o neapărat lejeritate, să știți. Pentru că noi nu avem... Eu, nici Adrian, nu provenim din niște familii înstrăite. Și s-a întâmplat ca de multe ori de-a lungul anilor să fim puși în situații în care să ne gândim cum ieșim din situația respectivă. Financiară mă refer. Dar da, avem o lejeritate, avem o plasă de siguranță care fie este dată de mine, fie este dată de Adrian. Este important să avem o lejeritate până și în ceea ce privește punctul financiar. Vă dau timp. Mi-ați spus că vă mai doriți un copil. Da, e adevărat. Da, a început să-mi fie dor de acel sentiment. De a îmbrățișa un copil mic și de a mă simți încă o dată atât de binecuvântată și să trăiesc acel miracol. De ce nu? Dacă Dumnezeu o să mă ajute să fac acest lucru, cu siguranță voi fi și mai fericită decât sunt. Și copiii își doresc. Lea chiar m-a surprins că practic își face niște jocuri, deși are abia 4 ani, a găsit numele pentru viitorul frate sau soră. Cum sună? Chloe, ea vorbește din păcate mai mult engleză, tot felul de nume din acestea drăgălașe. Moise vrea și el. Problema e că Lea își dorește o fetiță, iar Moise își dorește încă un băiat să se joace. E foarte frumos când și ceilalți din familie sunt de acord. Nu i-am întrebat pe cei mari, chiar sunt curioasă să le aflu părerea. Soțul este de acord? El își dorește și mai mult decât îmi doresc eu. Bine. Așa că vedem. Mulțumesc, continuăm. Mulțumesc și eu. Mergem cu ultima întrebare. Vă citez. Am primit nu odată întrebarea dacă sunt sectantă pentru că am ales să fiu mamă nu a unui singur copil, ci a 6. Eu sunt de religie ortodoxă, sunt un om creștin, cu frică de Dumnezeu și sunt o persoană căreia pur și simplu îi plac copiii și adoră să fie mamă. Uneori întrebările pe această temă erau formulate sub formă de reproșuri sau de acuzații. Deși am ajuns să nu mă mai las afectată de ele, nu neg faptul că mă deranjează că atât de mulți oameni sunt atât de interesați de religia mea. Urmează întrebarea. Care este cel mai dureros lucru care s-a spus despre dumneavoastră?
Cel mai dureros lucru care s-a spus vis-a-vis de mine nu a fost legat de religia mea, deși și acest lucru m-a deranjat de-a lungul timpului, dar am trecut peste, pentru că am capacitatea să-i înțeleg foarte bine pe ceilalți, că suntem atât de diferiți, încât e și normal să vedem lucrurile diferite. Ce m-a deranjat foarte mult a fost, și îmi cer scuze dacă supăr pe cineva, a fost o problemă venită din partea colegilor noștri de breaslă, care s-au apucat să scrie fără ca vreodată să mă sune și să mă întrebe o informație legată de Filip, de tatăl copiilor mari. S-ar fi spus la un moment dat că este o diferență foarte mare de vârstă și că el a fost un om în vârstă și extrem de bocat, ceea ce nu a fost adevărat. Și vă mulțumesc că m-ați dat această oportunitate de a le povesti celorlalți, că a fost un om extraordinar, cum rar întâlnești, și că între mine și el era o diferență doar de 8 ani și jumătate. Sub nicio formă nu a fost un om în vârstă, așa cum l-au descris deși. Mulțumesc. Asta a fost un capitol care m-a deranjat, dar peste care am trecut. Pur și simplu o dezinformare. Mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Eu vă mulțumesc că sunteți aici, în platoul emisiunii 40 de întrebări, și care ne urmăresc. Văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor mele și vă mulțumesc pentru asta. Ne-am mai rămas la dispoziție 9 minute. Dacă sunt chestiuni ce vreți să le adăugați, dacă sunt lucruri din biografia dumneavoastră ce v-au scăpat sau pur și simplu eu nu v-am întrebat, o să vă rog să le menționați acum, iar după aceea va urma evaluarea mea. Nu știu dacă sunt lucruri pe care aș vrea să le adaug. Am fost extrem de emoționată și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a le arăta și celor care ne privesc că sunt un om absolut normal. Foarte, foarte emoționat, foarte recunoscător pentru tot ceea ce am și ce trăiesc în fiecare zi. Sper să ne mai întâlnim și în cu alte ocazii. Vă urmăresc cu drag atât eu cât și familia noastră. Și sunt foarte curioasă să văd cu ce ne veți surprinde în viitor. Mulțumesc frumos pentru complimente și aprecieri. Sunt pentru echipa mea, în primul rând, și mai apoi pentru mine, cea care astăzi a stat în fața dumneavoastră și va începe evaluarea mea. O femeie foarte frumoasă. Când m-am cunoscut, v-am spus că aveți un păr foarte frumos și pe parcursul acestei emisiuni am descoperit că aveți și o voce foarte melodioasă, cu un timbru aparte foarte captivant. Mi-a plăcut să văd o femeie puternică, care nu renunță, care ține viața, care ține la ea, care ține de bărbat. Asta apropo de această relație vie pe care o vedeți și s-a simțit În această emisiune pe care o aveți cu soțul dumneavoastră, și m-a bucurat să văd o femeie dispusă să arate și această zonă a vieții sale. V-am întrebat ce vă reproșați ca mamă și am simțit de-a lungul emisiunii că au fost și răspunsuri unde ați fi vrut să îmi spuneți mai multe, dar v-ați întrebat pe dumneavoastră dacă să continuați sau să vă rețineți, și vă înțeleg. Sunt femeie și știu că de multe ori cuvintele ne pot fi răstălmăcite. Sunt sigură însă că dacă vom avea o ocazie viitoare, o să renunțați complet la mască și o să fiți deschisă să ne lăsați, să vă cunoaștem cu adevărat. Vreau să menționez faptul că sunteți o prezență elegantă și că ați fost extrem de diplomată. Mulțumesc, Anca. Și eu vă mulțumesc. Serea, Anca Sână, femeie frumoasă, mamă a 6 copii și înțeleg, și un al 7-lea, dacă e scris, să fie. Doamne ajută! Așteptăm și vedem. Cu siguranță. Sănătoși să fiți. Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație. Eu mulțumesc pentru prezență. Dragi respectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!